Bună, dragii mei! Apifitoterapia este un termen pe care fie din curiozitate, fie din nevoie, începem să-l căutăm din ce în ce mai des, fie pe internet, fie de ce nu în cabinetele medicilor. Deși utilizarea plantelor și a produselor din miere este veche de când lumea, ne-am gândit și noi acum în secolul 21 să ne mai întoarcem la natură. Și ca să facem acest lucru fără sincope și, nu știu, cu succes, ca să ne simțim din ce în ce mai bine în pielea noastră, am invitat-o astăzi pe doamna Gabriela Vlășceanu, doctor farmacist, cercetător, conferențiar universitar, un om care cu siguranță, dacă nu ia atunci cine, o să ne devoaleze toate tainele și secretele apifitoterapiei. Bine ați venit la noi! Mulțumesc pentru invitație. Și am zis bine? Este o șansă să ne facem bine cu apifitoterapia? Am zâmbit puțin în momentul în care, referindu-vă la produsele apicole, ați amintit numai de miere. Să știți că avem mult mai multe, stupul ne oferă mult mai multe soluții, mai multe produse, fiecare cu rolul ei bine definit. Ajungem și la ele. Ce vroiam eu să vă întreb? Știu că predați și un curs de noțiuni introductive de apifitoterapie. Luați-ne așa, ca studenții dumneavoastră în prima zi de școală și explicați-ne. Nu știu, care ar fi prima explicație pe care ați da-o, care vă este și dragă și cea mai pe înțeles? De ce apifito, nu? Exact. Pentru că în ultimii ani se sesizează o tendință marcantă de întoarcere către natură. Avem atât de multe probleme de sănătate datorită stilului nostru de viață și cred că îl știm cu toții. Îl știm, da. Încât este păcat să nu ascultăm de vorbele marelui nostru poet Mihai Eminescu, care ne spunea că natura nu minte niciodată și în subsidiar are soluții la toate, încât să nu ne ridicăm puțin ochii din lumea noastră supercomputerizată și să ne întoarcem către soluțiile pe care natura cu atâta generozitate ni le oferă. Ai nevoie, ca și consumator, de un minim de bagaj de cunoștințe, totuși. Da și adică, nu, pentru că specialiștii... Adică, nu știu, poate și mierea în exces ar cauza. Niciodată excesul nu este bun, în orice nimic. În nimic. Da. Am spus da și nu, de ce? Pentru că în spate sunt specialiștii care, să zicem, compensează lipsa de informație pe care consumatorul ar avea-o vis-a-vis de produsele apicole și produsele fito, să nu uităm și plantele, cu beneficiile lor. Dar, pe de altă parte, ați văzut, consumatorii noștri sunt niște persoane care se informează, sursele de informație sunt numeroase, așa încât cred că, în cunoștință de cauză, în momentul în care se alege un produs apifito, persoana respectivă cunoaște ce ea. Sunteți membru fondator al Societății Române de Istoria Farmaciei, Societății Române de Apiterapie, Asociația Balcanică de Mediu. Cum se împacă toate aceste bucăți de pază? Atât de multe puncte comune, doar o mică precizare, membru fondator sunt doar în Societatea Română de Istoria Farmaciei. Este o profesie pe care eu am îmbrățișat-o cu mult timp în urmă. Mă spun cu mândrie, sunt membru fondator, eram anul 2 de facultate și anul acesta sărbăm a 26-a reuniune națională, deci eu zic că e o carte de vizită deosebită. Și nu numai istoricul profesiei m-a îndrumat către celelalte două societăți, dar și prin natura activității mele curente. Cum s-a făcut trecerea totuși către natură? Adică veniți dintr-o zonă a medicinei alopate. Da, nu vă ascund faptul că primii 10 ani după terminarea facultății am lucrat într-o multinațională. Sinteza alopatul era la ordinea zilei, dar a fost șansa mea să ajung în această lume frumoasă, această împărăție a plantelor și îndrumată de un om deosebit. Cred că, mă rog, ascultătorii dumneavoastră îl cunosc, este vorba de domnul inginer chimist Ștefan Manea, un inginer chimist, dar de valoare, să ne aducem aminte că a fost asistentul profesorului Nenițescu. Da. În schimb, un om care iubește efectiv natura și iubește și pământul românesc. Deci mă refer mai mult acum la partea de plante indigene, ceea ce ne oferă nouă România. Ingineria alimentelor. Încet, încet, haideți să ne întoarcem către ceea ce trebuie, nu știu, să respirăm, să ingurgităm, ca să fie benefic pentru noi.
totul este, se împletește armonios. Vă spuneam că am avut șansa să lucrez într-o companie care s-a plecat foarte mult, cel puțin pe direcția de cercetare, de fapt lucrez într-un departament de cercetare, pe partea de floră indigenă și cu susținerea morală și logistică a companiei unde lucrez, am avut oportunitatea într-o primă etapă la Galați, la actuala Facultate de Știință și Inginerie Alimentului, să urmez pentru o perioadă de 2 ani un masterat. A fost o topică foarte interesantă și mă bucur că profesorii de acolo s-au gândit la un astfel de masterat. Este vorba de controlul și expertiza alimentului. Lucru valabil și pentru alimente. Sună mai și mult pe parte de legislație. Nu ține mai mult de contrafaceri, de compoziția chimică a unui produs alimentar și supliment alimentar și ține și de autentificare. E într-adevăr o parte de legislație control, dar e o parte și de tehnologie. De cum valorificăm noi ceea ce natura, repet, atât de generos ne oferă. Și practic să zicem că acesta a fost picătura care v-a decis să mergeți către partea de sănătate. Nu știu, mie așa îmi place să-i spun, de stare de bine. Da. Pentru că asta trebuie să facă orice terapie, într-un final. Recunosc că după 10 ani de multinațional a fost o întoarcere la 180 de grade către natural, către aliment și supliment. Deci, într-adevăr, aici este zona în care m-am regăsit cel mai bine. Haideți să vorbim puțin despre site-ul și despre apiterapie. Când intri acolo pe site, le găsești pe toate, clasificate, plante, miere, da. Inclusiv aerul de stup și zumzetul. Deci pe mine m-a fascinat, da. Dragii mei, când am intrat pe site-ul pe care mi l-a indicat doamna Vlășceanu și am văzut că aerul de stup poate să fie benefic pentru sănătate. Sigur că m-am imaginat așa, ca în desenele animate, să intru cu capul în stup și să respir. Nu cred că e cea mai bună idee și am lăsat, filmele science fiction deoparte și atunci am chemat-o pe doamna Vlășceanu să aflăm cum aerul de stup poate să fie benefic pentru sănătate. O să răspund imediat la întrebarea aceasta, dar mi-ați lansat o provocare la început. Cum aș prezenta eu cursanților? Exact. Debutul acestei specialități, cum le-aș prezenta-o? O să vă lansez și dumneavoastră provocarea. Vreau să vă întreb cam câte produse ale stupului, pe lângă mierea pe care deja ați amintit-o, cunoașteți? Păi nu știu, fagurele... Sau vă întreb altfel, cam câte ar fi prima dată și formă... Vă ajut să le listăm. Asta nu știu, mare, le au așa, ca la școală. Da. Doamna învățătoare, da. Eu mai știu așa. Fagurele de miere, propolisul. Deci fagurele este mierea deja cu ceara. Da. Propolisul. Propolisul. Ceara, se poate? Da, o listăm. O listăm, o listăm. Și cred că mă cam opresc aici. Atât. Adică, exceptând ce am aflat, căutând eu să-mi lărgesc cunoștințele cu aerul de stup și zumzetul, la ele nu m-aș fi gândit niciodată. Vreau să spun că sunt mai mult de 10 produse ale stupului. Vedeți ce bogăție ne oferă. Da. Începem cu mierea, pe care toată lumea o cunoaște, deși și aici ar fi foarte mult de vorbit despre miere monoflorală sau de origine. Câte tipuri de miere sunt? Multe. În primul rând, ar fi o miere de origine florală și una extraflorală. Ar fi o miere de origine, să spunem, vegetală și animală, dacă pot să mă exprim așa. Și dacă aveți curiozitatea, o să vă povestesc Sigur. În minutele următoare. Iar la rândul lor, de exemplu, cele de natură florală pot fi monoflorale și poli, dacă discutăm de amestecuri. Putem consuma a la lung, adică nu neapărat că am inventat acum o dietă, în fiecare dimineață să iau o linguriță de miere. Ar fi benefic sau deja ar fi un exces după un anumit timp? Nu, cu condiția care trebuie aplicată, respectată în toate terapiile, inclusiv la banalul ceai. Apropo de stilul de viață, trebuie făcută alternanță sau combinații. Și nu mergem pe aceeași, în ghilimele, schemă terapeutică, mai mult de un 3 luni, 6 luni. Da. Și lăsăm puțin exagerat. Organismul să respire. Exact. Revenind la întrebarea cu mierea, cât timp o luăm,
Putem să o luăm toată viața? Eu personal vă spun, nu am o travă albă în casă, știți la ce mă refer. Da. Încerc să... și am reușit cu succes. Se poate pune... Există anumite discuții că mierea nu folosești în produsele fierbinți. Da. Este vorba de recomandarea simplă pe care o fac și eu în cursanților mei. La ceai, undeva peste un 35-40 de grade, deja dacă punem o linguriță de miere, mierea care înseamnă și aliment și medicament, vom reuși doar să distrugem toate enzimele și vitaminele. Nu zic că se transformă într-un produs toxic, dar pierdem din beneficiu alimentului medicament. Ne rămâne un simplu îndulcitor natural. Da, da. Este mult mai bine să așteptăm, oricum, cred că nici consumabil nu poate fi peste un 40 de grade, este bine să așteptăm să devină călduț și atunci dacă vrem într-adevăr să ne îndulcim ceașca respectivă de ceai, se poate pune. Haide să ne întoarcem la cele 10 produse ale stupului. Cel puțin 10. Cel puțin. Am zis de miere, ați amintit dumneavoastră de ceară și de propolis. Să nu uităm polenul, de unde plecă. Da, da. Și pe urmă, un polen cu o biodisponibilitate mai bună este păstura. Și albinuțele noastre și-o depozitează în stup undeva, apicultorii cred că știu mai bine, undeva spre marginea ramei, în niște celule de fagure mai mare, ca rezervă și pe post de antibiotic pentru imunitate. Exact, și pentru imunitate am văzut că este... Exact. Aceasta este păstura, dar mai avem veninul de albine, pe care, sau în care noi românii avem o tradiție în utilizare. Se regăsește în foarte multe produse cosmetice. Mai avem Apilar Nilu. Vă sună cunoscută? Îmi sună, da. Este de fapt un brand românesc, ar trebui să spun. Și denumirea vine de la, sau se datorează inventatorului acestui produs. Definiția științifică este de larvă de trântor de ziua 7. Denumirea venind așa, dacă l-aș putea scrie ca și acronim, deci așa pe coloană de sus în jos, ar fi api de la produs apicol, lar de la larvă și api lar ilu. Ilu vine de la Ilieșiu, este inventatorul acestui produs. V-am spus că este vorba de o larvă de trântor de ziua 7, deci poate sună puțin mai ciudat, neobișnuit. Da. Sunt diferite forme, fie lichidul în care plutește larva, fie cu totul partea de larvă cu acest lichid, liofilizat, amestecat, astea sunt parte de tehnologie. Da. Și e vorba de timpul probabil care l-are la dispoziție. Unde voiam să ajung, larvele acestea sunt o sursă fantastică de celule STEM. Și dacă am spus asta, am spus foarte multe lucruri. Da. Deci practic, conțin viață. Conțin viață care abia așteaptă să ne ajute să se adapteze la nevoile noastre. Dacă, nu știu, în mintea noastră, dacă vorbești de larvă, te gândești la ceva mai... Nu. Trebuie cu o conotație ne mai la negativă. Celule benefice. Atât. Este atât. Excepțional. Da. Da. Cum e cu aerul de stup? Nu mă lasă. Aerul de stup. Cred că nu ne aparține, în ghilimele, descoperirea. Din zona Austriei am înțeles că a plecat. În momentul acesta ei îmbuteliază efectiv aerul de stup pentru sub forma unor mici doze sub presiune pentru copii astmatici. Cred că faptul că a ajuns acest tip de terapie în țară se datorează foarte mult societății române de apiterapie, colegilor medici care au participat la diferite manifestări internaționale ale Apimondiei și au venit să împărtășească și în țară. La unul din congresele de prestigiu pe care le organizați. Da, v-am spus, aceste congrese, dincolo de partea științifică de înaltă ținută, dincolo de prezența externă absolut reprezentativă, are chiar și o parte aplicativă. Vorbesc de atelierele post-congres, sunt ateliere practice. Și acolo, pentru prima oară, am văzut o astfel de instalație. Este gândită de apicultori români, fiind o societate de apiterapie, inevitabil corpul medical trebuie colaboreze cu apicultorii și atunci beneficiile s-au concretizat în aceste instalații. Sunt, ziceați cu băgatul aerul capului în sum, nu vă recomand, cel puțin fără o mască.
Este vorba de niște instalații care captează, de niște filtre, de niște măscuțe de ultimă, unică utilizare care... Și și-au dovedit utilitatea practică în asta. Eu sper să avem ocazia să ne vizitați și la sediul Societății Române de Apiterapie. Acolo o să vedeți în clinica doctorului Stângaciu, președintele societății, chiar un cabinet în care, de fapt, totul a fost construit pe principiul stupului. Propria clădire este gândită ca un stup. Privită din exterior, un perete are urdinișurile, are ieșirile din stup. Sunt atâtea legende și povești despre cum își fac albinele propria căsuță. În încăpere, iar în spate, în încăpere, pacientul poate beneficia de această terapie cu aerul de stup. Aerul de stup înseamnă, de fapt, un amestecuri de uleiuri volatile. Și atunci, și cazuistica ne demonstrează că nu veți găsi apicultori care au probleme de orice natură la nivel de tract respirator superior, chiar și inferior. Vorbim de bronșite, pneumonii, de alergii, nici atât, că totuși trebuie să lucreze într-un mediu floral, într-un mediu de... se pot trata? Există persoane care, într-adevăr, sunt alergice la unele produse ale stupului, dar care în același timp ar avea mare nevoie de ele și, ca urmare, la nivel de societate au existat niște protocoale, avem și medici alergologi printre colegii noștri și, în momentul acesta, există bine pusă la punct o schemă de desensibilizare. Oricum, ca să nu ajungem la nivel de laborator și de specialist, și în casă putem să facem același lucru. De exemplu, dacă dorim să începem o cură cu polen, este bine să începem cu câteva granule, să vedem care este reacția. Pe care le ingurgităm. Că aici vreau să ajungem să vedem și niște sfaturi practice despre cum să utilizăm produsele. Deci nu uităm pe primul, nu punem mierea într-un ceai foarte fierbinte. Da. Că știți că se mai spunea, haide că te doare gâtul, repede cu mierea, cu ceaiul fierbinte. Apropo de durut gâtul, eu merg pe alte variante, deși știți că sunt de formație farmacist și ar trebui prima alegere să fie un produs de sinteză. Eu personal și pentru familie folosesc un amestec de lămâie cu miere, lămâia tăiată feliuță, cu tot cu coajă, cu condiția fie să fie o lămâie bio, fie o țineți câteva minute într-o soluție de apă cu bicarbonat, ca să putem extrage toate substanțele care au fost injectate pentru a menține cât mai și mult. Și o lăsăm la macerat. Deci, după ce a stat lămâia întreagă, netăiată, în apa aceea cu bicarbonat să se poată elimina substanțele, o tăiem felii, inclusiv cu coaja, un felii cât mai micuțe și se amestecă. Într-adevăr, se lasă în contact, dar nu foarte mult timp. Macerarea deja acum e de formație profesională, presupune multe zile, nu. Asta e vorba de câteva minute de contact. Mierea este puternic higroscopic, atrage foarte mult apa, ca urmare va absorbi foarte mult din sucul de lămâie, care este foarte bogat în vitamina C și cu... nu este riscul, este de așteptat. E o senzație puțin inconfortabilă, te va ustura puțin gâtul, cu cât ești mai răcit, cu atât ai probleme mai mari, dar este o garanție a faptului că deja acea vitamina C și plus începe toate produsele din miere acționează. Și eu vă spun că mai mult spre finalul cupei respective în care vă pregătiți amestecul va fi o delectare, nu va mai fi un surprinciu. Da, îl luăm ca și desert, nu ca, nu ca medicament. Zumzetul. Este liniștitor. Așa cum stai pe malul mării și asculți valurile, da? Așa este și în stupină. Este o pace. Acolo te regăsești. Acolo ești cu adevărat tu și natura care te înconjoară. De aceea, în stupină, nu veți vedea foarte multe persoane. Și chiar și cu scop didactic, parcă este așa un fel de lege nescrisă. Am avut plăcerea să observ, mergând cu grupurile de cursanți pentru partea practică, la sediul Societății de Apiterapie, să văd cum efectiv își impun o liniște și să capteze informația, dar parcă pășești undeva într-un templu când intri într-o stupină. Este atât respirația. Este atâta liniște și zumzetul acela, repet, e ca o muzică de fundal. Nu este ceva supărător. Am întâlnit foarte multe persoane care acum sunt colegi cu noi în societate care au avut munci extrem de solicitante. Cursul de care mă întrebați inițial a fost gândit pentru farmaciști, medici,
extinsând puțin, să spunem, formațiile către asistenții de farmacie și asistenții de medicină generală. După care am revizuit puțin această abordare, deoarece am observat că există foarte multe persoane, pensionari sau activi, din multe alte domenii care au interes pentru lumea plantelor și a produsului stupului. Și ca urmare am avut economiști, oameni care lucrează în construcții. Exemplul care mi vine acum în minte este al colegilor care au lucrat foarte mult pe domeniul bancar. Nu mă întrebați câți nu s-au reorientat pe această, chiar renunțând la activitatea de bază. Da. Vreau, chiar m-ați adus dumneavoastră în loc să vă aduc eu cu întrebările. Cum ne putem schimba viața aceasta de stres continuu? Începând uite, a venit și a ascultat, s-au găsit o soluție de a-ți imprima acest zumzet, de a te hrăni cu miere când trebuie ca să-ți ai un sistem imunitar bine pus la punct. Ce altceva am putea să mai facem? Plantele mai ajută, că ni se pare că e o plantă, o frunzuliță, cât o să mă ajute pe mine frunzulița asta să elimin stresul și supărarea? În primul rând, trebuie să ne găsim dispoziția de a ne opri o secundă din tumultul ăsta, din vijelia asta care este în jurul nostru și înseamnă viața cotidiană, și să ne alocăm puțin timp. Să ne gândim dacă ne simțim bine, dacă am vrea să ne simțim mai bine, mai liniștiți, noi și cei dragi nouă. Și atunci, tot întoarcerea aceea către natură este soluția. Există foarte multe posibilități de a combina, de a beneficia de tot ceea ce este natural în jurul nostru. Să nu uităm, deci dau cezarului ce al cezarului, nu contest nicio secundă utilitatea produselor de sinteză într-o criză, într-o situație acută. Sunt Dacă, necesare. Doamne ferește, ai o febră de 39 de grade, nu o să spun stai să-ți fac un ceai, sau dacă te pregătești la fel să intri într-o criză, să intri într-o operație, nu o să spun că îți ridic imunitatea cu un supliment alimentar. Nu. Eu vorbesc de situațiile care nu sunt extreme, care nu sunt dramatice, de viața noastră de zi cu zi. Deci se poate face o, în ghilimele, o terapie a vieții cotidiene, dacă doriți, cu tot ceea ce este, cum îmi place mie să spun, farmacia din casă. Și mă refer la plantele aromatice și condimentare, mă refer la toate produsele stupului, simple sau în amestec. Deci avem soluții și e păcat să nu ne întoarcem, să le valorificăm. Există condimente, de pildă, care pot fi folosite și altfel decât în mâncare? Ca plantă, să zic că scade febra sau nu știu, face ceva anume? Sigur, mă simt confortabil cu întrebarea dumneavoastră, pentru că de mai mult de 10 ani, v-am spus, am rotit planul profesional la 180 de grade și am ajuns din zona produsului de sinteză, pe care îl respect, repet, am ajuns în zona suplimentului alimentar pe bază de plante. Și atunci este inevitabil și prin munca de cercetare să nu pleci de la o analiză a compoziției chimice. Într-adevăr, nu numai în bucătărie folosim plantele, în general folosim partea aromatizantă, partea de sămânță, să spunem, în momentul în care te referi la un supliment alimentar sau la un medicament pe bază de plante, poți discuta de alte multe părți de plantă sau de toată partea aeriană, de exemplu, de herba, dar și la fel de valoroase pot fi și părțile de plantă subterane. Există o știință adevărată a acestui studiu de plante. Chiar am beneficiat un an de zile și în Facultatea de Farmacie de această disciplină, farmacognozie se numește. Pune foarte mult accent pe compoziția chimică a plantei, ca să ne explicăm până la urmă care sunt efectele care se obțin datorită căror compuși. Și chiar profesorul nostru, doamna profesor Istudel Crăi, mulțumesc încă o dată pe această cale că ne-a îndrumat. Ne îndrumă și la nivelul societății de apiterapie, dar, repet, este pe zona de fito, un specialist adevărat. Îi mulțumim și pentru cărțile pe care le-a publicat. Întotdeauna a insistat pe standardizare. Adică nu este atât de simplu ca la medicamentul alopat. Ai luat substanța A plus B, în anumite condiții de reacție ai obținut C-ul. La plante vorbim de un amestec de compuși valoroși. Întotdeauna mi-a plăcut termenul de fitocomplex. Este mult mai mult acolo și ar fi păcat să încerci să extragi, să concentrezi într-un produs. Nu. Trebuie păstrat acel complex viu,
natural al plantei, pentru că eu cred că sunt și în energii mai subtile acolo, nu numai compuși fizici pe care noi îi putem identifica, deci îi putem determina calitativ și după aceea cantitativ. Standardizarea ceea ce presupune? Presupune puțin să unim la, să zicem, la exigență farma partea de supliment. Adică ne alegem un compus valoros, activitatea antioxidantă pentru imunitate. Și atunci încercăm în anumite limite să exprimăm compoziția chimică a suplimentului respectiv pe bază de plante în acel compus. Și atunci ajungem undeva la o abordare profesională a acestor produse, fără să cădem în extremele. Cumva se adresează și celor care nu au nici medicina, nici farmacia la bază? Da. Adică știu că aveți și multe cursuri pe care le deschideți către noi, cei care vrem să știm mai multe. Da, exact asta este și ideea. Ca supliment alimentar, ca aliment, este varianta de a te servi direct de pe rafturile unui supermarket, pentru că știți că există produse naturale și în supermarket. Asta dacă persoana respectivă nu dorește să se ducă într-un magazin de produse naturale, într-o drogherie, chiar și în farmacie există zona colțului verde, cum ne place nouă să spunem, aceste produse naturale pe bază de plante. Sau, mă rog, pot fi și cu componentă de origine animală și atunci produsele se numesc opoterapice. Chiar și noi în portofoliu avem în genul acesta de produse și la fel nu trebuie lăsate fără valorificare aceste surse. Dar revin la plante. Este suficient ca persoana care se autoservește cu aceste produse să parcurgă puțin informațiile pe care noi, conform legislației în vigoare, trebuie să le menționăm pe ambalajul exterior, pe ambalajul secundar în general. Deci se regăsesc acolo și contraindicații și tot ce poate, cumva, cât ar fi ele de plante, s-ar putea să se bată cap în cap cu altele. Mai interesant poate ar fi nu plantele între ele, pentru că în general specialiștii care propun formulele pentru astfel de suplimente știu foarte bine, studiază interacțiunile, poate mai degrabă trebuie anumite atenționări raportat la administrarea unui produs alopat cu un produs supliment alimentar sau chiar la un medicament alopat cu un suc. Știți, de exemplu, cât de valoros este sucul de grapefruit, dar în momentul în care iei un medicament, se desinteză, gen un hipertensiv, pentru că majoritatea, ca prevalență, majoritatea la nivel de populație prezintă această patologie, scade foarte mult biodisponibilitatea principiului activ din medicament. Deși ambele sunt bune, ajungi la un efect exact, totalmente... separat, dar se antagonizează. Deci nu este efectul benefic de a acționa sinergic, a acționa în acel sens. Deci acolo trebuie, la obiceiurile consumatorului, la ceea ce combină specialist într-o formulă. De asta e bine să vorbim, pentru că informații există atât de multă acum și la un moment dat nu mai e cum să o mai discerni. Ce zici? Iau suc de grapefruit, că e bun, e detoxifiant, o să-mi facă bine. Da. Dar dacă ai și un tratament pe care îl continui ala lung, s-ar putea să nu... Exact. De aceea este extrem de utilă competența de apifitoterapie, care, din fericire, la noi în țară este legiferată. Medici și farmaciști care termină facultățile, universitățile noastre în țară au posibilitatea, ca prin cursuri post-universitare, să-și ia această competență și atunci toate sfaturile acestea pot veni printr-o consiliere apifitoterapeutică. Societatea Română de Apiterapie organizează și ea cursuri? Sigur. Pe lângă evenimentele științifice majore internaționale, de care v-am povestit, acel congres al nostru național, avem foarte multe cursuri pe care încercăm în fiecare lună să le organizăm, cel puțin pentru București, și avem și colegi medici care susțin astfel de cursuri în alte locații frumoase din țară. Mă gândesc la Constanța, la Brașov, spre Târgoviște, avem Sibiul, Caracalul, în multe zone unde avem colegi medici cu competență aceasta de apifito și de ce nu în zone în care există apicultori cu tradiție, de exemplu zona Blaj-Sălaj este pentru recoltare de polen. Dar revin în București. Am încercat, sunt și vicepreședintă la Societatea Română de Apiterapie și mi-am asumat puțin organizarea acestor cursuri. Am încercat să programăm în fiecare lună câte o întâlnire în București,
Și nu este vorba numai de colegii din societate, ci efectiv transmitem informația și invitația tuturor celor care au acces la această informație pe diferite teme. Într-adevăr, mi-a spus la început de cursul de noțiuni introductive, ca să punem o bază. După care, pe nivel 2, începem așa o specializare, combinații, apiterapia cu aromaterapia sau produsele apicole pe parte de cosmetică sau produsele stupului cu gemoterapia. Vă este cunoscut termenul de gemoterapie? Da, da, da. Mă bucur pentru că este unul din subiectele mele, mele dragi și avem foarte multă experiență. Și cu rezultate... Sunt, în primul rând, pe o detoxifiere pe drenaj și după aceea, bineînțeles, și pe scheme combinate de tratament. Deja cu produsul gemoterapic, eu văd că suntem, așa consider, că suntem undeva pe limita între homeopatie și alopatie. Pentru că, de fapt, și să spunem și ascultătorilor noștri, noi două știm, da, da. Gemoterapicele sunt niște produse obținute, de fapt, sunt extracte glicerohidroalcoolice din părți de plantă proaspete, dar părți mugurii, tinere. Da. Mugurii, seva, amenții, acei muțunaghini foarte mici de la nuc, chiar din frunze, din lădițe. În perioada aceea foarte scurtă de dezvoltare embrionară, țesuturile se numesc meristematice, informația genetică din respectiva parte de plantă este la fel de valoroasă ca întregii plante. Țesutul acela numindu-se meristematice, probabil că cine va avea curiozitatea să se uite, să mai studieze aspectul de gemoterapie, o să mai găsească și un alt termen științific, meristemoterapie, ca să știe de unde provine. Da, deci discutăm de același lucru. Sunt două lucruri diferite. Și există doi producători în țară, deci soluția este la îndemâna oricăruia. Există și forma cu dop cu picurător la unii, care în schimb au unul dintre producătorii de care aminteam, au foarte bogat portofoliu în sensul că au și gemoterapice din plante din afara țării. Celălalt producător este orientat mai mult către flora indigenă, deci poate ca număr nu este atât de reprezentativ portofoliu, în schimb e forma de condiționare deosebită. Nu, gemoderivatul nu este în sticluțe cu dop picurător, ci este în mici fiole de plastic. Pentru un singur uz. Exact, monodoze. Monodoze. Și sunt niște avantaje fantastice. În primul rând, comoditatea. În al doilea rând, faptul că îl deschizi, îl consumi, permite medicului cu competența apifitoterapeutică să recomande foarte simplu combinațiile între ele. Își poate găsi locul în geantă, exact, pe stradă. Pacientul nu trebuie să mai stea să fie atent să-și numere picăturile. Deci un dozaj foarte exact. Și la fel un lucru foarte important, nu ai nevoie de conservanți. Pentru că odată deschis este... Exact, nu stai să te gândești că trebuie să-l pun repede la întuneric, la rece, ca să nu se strice. Extrapolând puțin, să știți că noi am încercat să folosim varianta asta de condiționare la monodoză și pentru produsele cosmetice. Suntem doamne, da? Lăsăm la o parte că se apropie sărbătorile de primăvară. Da, da. Gândiți-vă ce ați alege între un flacon clasic de cremă pe care îl desfaceți, mai băgați și degetul, expuneți la soare, la o contaminare din atmosferă, da? Față de o monodoză de aceasta foarte ușoară, foarte bine dozată, pe care să o folosiți odată, o aruncați și... Exact. Și dimineața și seara, în funcție de tratamentul pe care îl face. Să știți că poate fi folosit foarte bine și în armată. Apropo de cremele acestea, pentru că în trusa aceea de, eu știu, de campanie, de o zi, două, când pleacă, se pot pune, mai ales, mă gândesc, acum de ce să nu fim puțin patrioti, ne gândim și chiar și la soldații noștri. Gândiți-vă că pleacă în zone deșertice, în zone cu extreme de temperatură foarte mari. Și atunci o astfel de cremă le permite 2-3 zile cât pleacă într-o misiune să aibă o soluție din aceasta la îndemână. Când mai aveți timp să faceți și voluntariat? La câte cercetări aveți?
Nu știu, este natură. N-am gândit niciodată că nu am timp. Și urăsc expresia asta și nu-mi place să o aud nici la cei din jur. Există vreun secret care să... Da, probabil că da. Să ne dea mai mult timp și mai multă grijă de noi, cred. Vă spun sincer, în momentul acesta, deși zice că Doamne nu trebuie să-și divulge de conspire vârsta, dar la anul voi schimba prefixul. La mulți ani și mulți ani. Frumos, Doamne ajută, cu sănătate, înainte de toate. Deși nu am nicio patologie, niciun diagnostic pus, eu încep întotdeauna ziua cu câteva suplimente și peste zi, în perioada în care nu am timp să servez, de exemplu, în liniște o masă de prânz, recurg la produsele apicole. Câteva linguri de propolis sau de pot de înlocui polen. Pe moment da, o pe masă? Moment. Asta e mare lucru ce ne-ați spus. Acum a trebuit să pun breaking news pe ecran, pentru că marea majoritate dintre noi suntem pe fugă tot timpul. Gândiți-vă la polen, are în compoziție foarte multă proteină. Și este exact ce ne trebuie. Este o proteină de calitate, proteină vegetală, deci... Și după un antrenament, bănuiesc că sigur, este bun. Sigur, și există de aceea și amestecurile de produse apicole, care susțin foarte bine tinerii, de exemplu, pe partea de sport, înainte de efortul competițional sau după. Copiii noștri, în perioada de efort intelectual, înainte de un examen, după examen. Povestiți-ne deci, puțin de colaborarea cu Grădina Botanică. Este un parteneriat frumos. Este un parteneriat inițiat de o școală post-liceală unde predau la disciplina de asistenți medical de farmacie. L-au intitulat Natura Așa, așa fiind de fapt un acronim de la armonie, ceea ce trebuie să fie în tot și în toate, exact. Natură și partea de artă. Și de ce spun asta? Pentru că Grădina Botanică din București are o zonă expozițională foarte frumoasă, pe lângă muzeul pe care probabil toți bucureștenii îl cunosc. Să știți că de câțiva ani, cred că tot rezultatul unui proiect de cercetare a fost și la dânsii, au reușit să organizeze un centru de educație ecologică. Și acolo ajungem cu elevii și studenții pentru sesiuni de comunicare. Colaboratorii de la Grădina Botanică organizează fel de expoziții. Ba chiar ne-au lansat o provocare de câțiva ani în cadrul acestui proiect. Ideea e să adoptăm, cu ghilimele de rigoare, o anumită parcelă. Și acum mă bucur că mi-ați linkat așa la fileu. Faptul că vremea asta așa frumoasă deja ne duce cu gândul spre primăvară. Exact. Să știți că Grădina Botanică vă așteaptă cu porțile deschise ca să luați în ocrotire, în îngrijire anumite zone. Și cum se face? Adică care ar fi procedura după care să mergem? În nume personal sau prin compania unde vă desfășurați activitate, poate fi abordată pe site direct conducerea Grădinii Botanice și dânsii vă vor spune, în general în weekend, am văzut că vin corporatiști mai mult și se ocupă de... Și luăm o parcelă pe care putem planta nu de plantat cât sunt lucrările de primăvară. Cu a grebla, cu a îndepărta, lemnele uscate și așa mai departe. Grădina Botanică a mai avut o inițiativă frumoasă. De câțiva ani există o grădină de plante medicinale. Sunt organizate aici, mi-a făcut plăcere să mi-aduc și o mică contribuție, în sensul că și-au ales diferite patologii și atunci... În anumită zonă din grădina respectivă găsiți grupate plantele care ar putea fi în fiecare casă, în fiecare bucătărie și să ne ajute și pe partea de sănătate. Și practic e și o sursă de cunoaștere, că înveți ducându-te acolo, ai la dispoziție chiar toată informația. În primul rând că plantele sunt menționate și cu denumirea populară, dar în primul rând cu cea la științifică, cea în latină, și va fi foarte ușor după aceea să revenim la având acces la internet, să obținem foarte multe documentații și documentație de calitate. Pentru că, repet, plantele nu sunt bălării, trebuie tratate cu foarte multă responsabilitate și cu respect. Trebuie analizat punct de vedere științific, o compoziție chimică și pe urmă îți dai seama la ce ar putea fi util. Deci sunt, dincolo de partea asta care ne hrănește, sunt și ceea ce ne acordă starea de bine psihic. Exact.
Adevărul e că dacă nu avem nicio problemă de sănătate, din start e o premisă bună să avem un mod de viață relaxat. Și multe lucruri, mă întrebați cum am timp. Am timp pentru că pentru mine nu sunt obligații, sunt hobby-uri. Da, deci o fac cu drag și atunci nu mai contează timp. Este excepțional ce faceți. Dragii mei, să știți că n-am epuizat încă toate paginile din CV-ul doamnei Vlășceanu, pe care l-am studiat cu mare atenție, doar am vrut împreună cu dânsa, sper că am reușit să trezim totuși interesul celor care ne privesc, așa și să cultive, și să se intereseze, și să citească, și să încerce în măsura în care nu le fac rău anumite lucruri. Dacă aveți, am înțeles că aveți și disponibilitatea de deplasare, vă așteptăm cu drag într-o stupină, vă așteptăm cu drag într-o poiană în care să... Cu mare drag, pentru că trebuie să oamenii să vadă efectiv tot ceea ce le face bine, că da. Sunt slavă Domnului pe pământ atâtea Iar lucruri. Iar pe partea științifică, cu tot dragul, la cursurile de Api Fito, aroma, gemoterapie, cu tot dragul. Ori să vă caute cu siguranță. Noi vă mulțumim. Eu vă mulțumesc. Sigur vom veni, ne luăm camera și venim în echipă la dumneavoastră. Vă așteptăm, invitația e lansată. Iar dumneavoastră, dragii mei, ce să vă spun, fiți sănătoși și neapărat și victorioși până data viitoare. Vă mulțumesc!